Și ceea ce știu este că ANAF-ul a avut control de la ANAF pe costuri și i-au imputat niște sume destul de mari și nu știu să răgupăm de să scoată cam așa. Era momentul potrivit sau ar fi fost momentul potrivit ca noi să ne alăturăm lui în această idee de a sprijini handbalul. Am scos de două de pe ordinea de zi acest proiect și în septembrie și în august. Și ceea ce putem face ca să avem acordul tuturor consilierilor este să sprijinim handbalul prin proiecte. Adică ei să vină cu un proiect la noi și noi să sprijinim aceste proiecte financiar. S-au făcut și în anii trecuți la Consiliul Județean și în alte părți sume de 300-500 de mii de lei. Asta am putea face. Ar mai exista varianta în care să preluăm controlul echipei de handbal, moment în care am putea să alocăm resurse mai mari decât ceea ce facem prin proiecte. Dar asta se poate face numai în urma unor negocieri cu ei, să accepte acest lucru în primul rând și în al doilea rând să reușim să convingem Consiliul Local. Cristi Porcu spunea că e dispus să cedeze echipa Consiliului Local, Primăriei, Consiliului Județean, oricui și-ar dori eu, fără niciun fel de pretenție financiară. Da, știu, așa este, confirm. Lucrul ăsta mi l-a spus și mie. Așteptăm o ordine scrisă a lor, un document înscris pe care să supunem aprobări în Consiliul Local și dacă ea vine, în ședința de Consiliul Local din noiembrie, putem să profităm de acest lucru și să o punem pe ordinea de zi. Cu tabletele, ce știți? Cu tabletele știu că au fost luate în serviciu de achiziții publice, tablete pentru toți consilierii, telefoane mobile, abonamente și am avut informații de la consilieri, de la foști consilieri locali că încă se mai plătesc la unele telefoane abonamentele. Am fost tu pe fiață constat asta și acum două săptămâni am pus pe domnul Chis să fac o verificare, să închidă toate abonamentele și să recupereze toate tabletele de la foștii consilieri locali. Spuneți-ne, vă rog, cât va costa recensământul care intenționați să-l faceți? Costurile pe care noi ni le-am prognozat sunt undeva între 25 și 27 de mii de euro. Am făcut un parteneriat cu universitatea. Universitatea va fi vectorul care își va asuma aceste costuri și le va redistribui, după cum credem și de cuvință. Dar cam pe aici suntem, 25-27 de mii de euro. Și considerați că va fi foarte eficient într-o analiză economică? Dacă ați lecturat cele 26-27 de întrebări, eu cred că vor rezulta lucruri care ne vor da o direcție de mers mai departe, de unde vom reuși să aducem oameni, dacă aducem pe reșițeni înapoi, dacă aducem oameni din alte părți, din alte părți din țară. Și nu numai. Un punct important pentru mine, cel puțin, este să aflu care sunt spațiile sau locuințele pasive din oraș, adică locuințe care nu mai sunt locuite de ani de zile, pentru a vedea ce facem cu ele mai departe. Și dacă oamenii nu vor răspunde, nu puteți să-i obligați. Am avut o întâlnire cu administratorii de bloc săptămâna trecută, joi, în care am stabilit clar că acolo unde nu sunt oameni acasă, cei care vom discuta pe această temă sunt administratori de bloc care cunosc situația exactă din fiecare scară de bloc. Am văzut multe modificări la statul de funcție la primărie. E o organigramă nouă sau? Nu. De obicei, atunci când apar aceste modificări de statul de funcții, ele sunt datorate faptului că unii oameni avansează de pe poziția de intrat nou funcționar, sunt mai multe clase de salarizare și este vorba de clase de salarizare. Dar m-aș întoarce la subiectul apartamente nelocuite, chiar dacă e o veste mai puțin populară, ceea ce vă spun acum, este că în conformitate cu legea, apartamente care sunt nelocuite de ani de zile pot fi supuse unei majorări de impozitare. Deci dacă oamenii nu doresc să le introducă pe piață, cu alte cuvinte, să le dea închirie și să aducă închiria și le țin goale, avem opțiunea de a crește impozitarea cu până la 500%. Și
Și asta se va întâmpla? Prima dată să vedem câte sunt și cât de grav afectează bunul mers al orașului. Dacă constatăm că, de exemplu, 20% din apartamente sunt goale și oamenii refuză să vină din Spania, din Italia, acasă, sau refuză să le pună pe piață, să le închirieze, atunci vom lua în calcul și această variantă de a mări grav de impozitare. Cred că este inexistență în actul de proprietate. Este legal. Mai puțin, în opinia mea. Consultat în legea aia care cu clădirile ne... Dacă nu mă știu, legea 116. Putem să studiem. Consultantul financiar pe care îl veți, nu așa ceva face. Consultantul financiar... Și era nevoie de un consultant? Era nevoie de un consultant financiar, pentru că vorbim de credite care însumează 15 milioane de euro și personalul din partea financiară, economico-financiară a primăriei, din punctul meu de vedere, nu are capacitatea de a gestiona o refinanțare a acestor credite și, din acest motiv, ne îndreptăm spre consultanți cu experiență care să poată să stabilească cam unde sunt creditele astăzi, dobânzi și așa mai departe, și să abordeze tot spectrul pieței bancare din România, astfel încât să avem o optimizare de costuri dorită. Am văzut că ați vorbit în timpul ședinței despre terenurile din Mociul, că ați vrea să le cumpere primăria cu 600.000 de euro. Făceam discuție pe un teren care însumează vreo 6 hectare și o hală de câteva mii de metri pătrați, o hală nouă a lui Eurometal, care e în insolvență, și la care terenuri plus hală s-a plecat de la 3 milioane de euro cu vreo 2-3 ani, și prețurile au tot scăzut, de la 3 milioane de euro au ajuns la 600.000 de euro. Eu cred că la nivelul ăsta de cotație, primăria are obligația să intervină și să achiziționeze din piață aceste terenuri. Și ce vreți să faceți acolo? După ce le luăm, vom face un plan de urbanism zonal, vom propune alte funcțiuni pe terenul în speță, e vorba și de terenul alăturat care este acelei firme turcești din Izmir, și o să încercăm să facem un plan de dezvoltare urbanistică de o altă manieră, altceva decât ce a fost industrie până acum. Vorbea și de un cadastru digital în contextul ăsta? Da, am cerut acordul consilierilor locali de a face acest GIS, cadastru digital, care din calculele noastre se va cifra undeva la 700.000 de euro. Înseamnă să monitorizăm electronic toate suprafețele și clădirile din oraș. El se desfășoară pe un parcurs de 2-3 ani. Deci asta înseamnă să bugetăm, să prindem în bugetul reștei cam 200.000 de euro pe an și să reușim la finalul acestor 3 ani să avem un cadastru digital în straturi. Deci putem vedea ce avem sub pământ, apă, gaz, curent electric, rețelistică și așa mai departe, clădiri, pentru că după ce l-ai, orice solicitare, practic, se face contra cost. Deci acest cadastru digital devine un mod de operare care îți produce bani, ai o certitudine asupra feselor pe care le ai, și mai o veste bună aici, Agenția Națională de Cadastru susține până la jumătate din aceste costuri. Nu vă îngrijorează în același timp faptul că prețul unui astfel de teren a ajuns să fie atât de mic? A, da, tocmai de aia dorim să achiziționăm tot ce e jos în piață ca să salvăm un pic prețurile pe metru pătrat, și în cazul apartamentelor vom face probabil de aceeași manieră. Îmi doresc ca în 2017 primăria Resa să achiziționeze, nu știu, 40, 50, 60 de apartamente, tot așa în ofertă publică. Vom încerca să prindem toate apartamentele la prețuri mici, astfel încât să salvăm, cu alte cuvinte, piața imobiliară, pe de o parte, să o aducem la valori rezonabile. Pe de altă parte, mă gândesc că vom aduce în oraș medici, profesori, poate tineri, și atunci le putem oferi o variantă de relocare corectă. Guvernul României a lansat în ultimele săptămâni tot felul de facilități pentru relocare. Poate știți că se acordă acum 12.500 de lei pentru cineva care se relochează într-un oraș de la mai mult de 50 de kilometri. Astea sunt semnale care vin să încurajeze pe cei care doresc să construiască. Și aceste apartamente, de unde le veți lua?
Luăm din piața liberă, din piața orașului. Ce autoritatea urbană? Autoritatea urbană este o necesitate. În planul de mobilitate urbană pe care îl avem și unde putem accesa cele 25 de milioane de euro pentru tramvai, una din condițiile ca să poți să mergi mai departe cu proiectele să fii finanțat este să ai o autoritate urbană. Noi nu avem încă și acum am construit. Anveloparea termică începe... Anveloparea termică, după cum ați venit, ați văzut, avem 5 proiecte care însumează vreo 20 de scări de bloc, care au primit astăzi avizul Consiliului Local și se vor depune proiectele în cursul acestei săptămâni la ADR, la Timișoara. Mai sunt încă unele pe linia de așteptare și probabil că vom convoca o ședință extraordinară săptămâna viitoare ca să le prindem și pe ele, pentru că termenul limită este 15 noiembrie și mai e o problemă că e primul venit, primul servit. Deci cu cât ne mișcăm mai repede, cu atât șansele să prindem aceste finanțări sunt mai mari. Mulțumesc.